Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așa zisele alegeri din Rusia au confirmat toate așteptările, deci Vladimir Putin și-a asigurat încă un mandat prezidențial de 6 ani, al 5-lea, cred că e ăsta. Ce tare! Da. Și mai poate să mai strângă. Rezultatul era atât de previzibil încât era și este subiect de glume peste tot, unde astfel de glume nu te bagă în pușcărie, ca în Rusia. De altfel, președintele Consiliului European, Charles Michel, l-a și felicitat ironic pe Putin încă de vineri pentru câștigarea scrutinului. Alegerile n-au fost nici libere, nici corecte, n-au fost acceptați observatori, nici intern, nici internaționali. Opozanții lui Putin au fost fie întemnițați, fie li s-a blocat candidatura sau au fost chiar uciși, iar contracandidații trecuți pe buletine au fost prezențe formale. Aici pe colo, în Rusia, au mai fost proteste, reprimate imediat, iar unele filmări ascunse făcute în secțiile de votare arată că procesul electoral a fost viciat de numeroase nereguli și intimidări din partea forțelor de ordine. La telefon este analistul politic Dorin Popescu, președinte al Asociației Casa Mării Negre. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu drag. V-aș întreba, domnule Popescu, de ce se mai obosește Putin să organizeze astfel de pseudo-alegeri? Adică de ce nu se declară președinte pe viață și gata? Are într-adevăr câteva modele, mai ales în estul Rusiei, în regimul autoritariste din Asia Centrală, inclusiv în unele țări din Caucaz s-a încercat această variantă. Există o tradiție, o cutumă, nu-i așa, locală, regională, la estul României, a instituirii unor președinți pe viață. Dar Putin dorește să mențină în viață legenda, povestea, minciuna legitimității unui regim presupus democratic, inclusiv ieri, în cursul zilei de ieri, la ultima zi a pseudo-alegerilor din Rusia, președintele Federației Ruse, vechiul și noul, acuza chiar Statele Unite de faptul că ar produce un regim mai puțin democratic decât cel din Federația Rusă. Deci este o minciună de export, aceea potrivit căreia, de care are nevoie, de care se pare că are încă nevoie Vladimir Putin, aceea potrivit căreia Federația Rusă ar fi un stat care respectă și aplică regulile și cutumele democratice. Evident că este o ipocrizie, dar are nevoie de acest lucru. Și în al doilea rând, are nevoie de actualizări ale legitimității sale, modificând Constituția în sensul instituirii unui mandat pe viață. Putin refuză instrumentul reactualizării periodice a presupusei sale legitimități interne. Ieri asta a făcut Putin, și-a relegitimat pe plan intern prezența la vârf la Kremlin. Deci, iată că nu este o prezență pe viață, este o prezență pe care periodic vezi, doamne, cetățenii Federației Ruse o legitimează odată la 6 ani. Da, da, modelele sale politice, Stalin, țarii autoritari, nu aveau nevoie de relegitimarea asta periodică, nu? Nu aveau, da. Proiectul acesta neosovietic, într-adevăr, neosovietic și neoimperialist totodată, este pare o contradicție în termen pentru noi, dar la Moscova nu este deloc. Proiectul său, proiectul statal, proiectul de putere pentru Federația Rusă este deopotrivă neoimperialist, neoțarist și neosovietic. E bine, proiecția aceasta de putere îmbină ceva din modelul autocratic explicit al țarilor de odinioară și împrumută totuși ceva din ipocrizia democratică pe care o avea inclusiv Imperiul Sovietic. Deci este un model mixat, care mixează, care combină elemente ale puterii autocratice explicite, aceea care nu avea nevoie, așa cum spuneți dumneavoastră, de relegitimări periodice, cu modele contemporane. O susocămilă, cum numește românul, o susocămilă, acest model și această proiecție de putere pe care Putin vrea să o impune în perioada contemporană, în care totuși au rămas foarte puține aceia care împing dincolo de orice limită prerogativele constituționale, modificând Constituțiile Naționale astfel încât să securizeze un mandat pe viață la conducerea unei republici. Este adevărat că și în comunism zeci de ani au
regimurile au organizat alegeri formale, exact, mincinoase. Bun, acum revenind la ce se întâmplă în Rusia, într-o vreme mai existau demonstrații de stradă împotriva regimului, cred că ultimele mari au fost în 2014, după invazia și anexarea Crimeei. Ele au fost reprimate brutal de fiecare dată, dar oricum aceste demonstrații n-au cuprins niciodată mase cu adevărat largi în Rusia și nici n-au dus, de fapt, la vreo schimbare vreodată în Rusia. De ce? A zice că sunt ceva mai multe explicații stratificate și gândesc cel puțin trei motive care ar duce la asta. În primul rând, un sistem complex, complicat, stratificat, integral și credibil, coerent, funcțional, robust, de măsuri autoritariste, de măsuri represive. Eu numesc acest sistem alcătuit din trei factori: ideologie, propagandă, bici. Ideologia este de departe cel mai important sistem. Noi vedem prioritar aici în România biciul, dar ideologia este de fapt cea care asigură funcționarea măruntaielor sistemului, funcționarea fundațiilor sistemului. Ideologia. De dimineață până seara sunt cetățenii ruși, sunt captivi unor proiecții mitice absolute. Federația Rusă este singura care, iată, respiră în zona tradițională, în timp ce toate celelalte țări din lume au abdicat și sunt globaliste și sunt progresiste și au un atac susținut împotriva instituțiilor rădăcinilor trecutului, familiei tradiționale, valorilor tradiționale, etc. Federația Rusă a rămas ultimul bastion care le apără. Țara trebuie atacată trebuie apărată împotriva inamicilor extrem. Deci o proiecție mitică fabuloasă pe care o rostogolește regimul de dimineață până seara. Ideologia. A doua chestiune, propagandă. Acolo unde ideologia încă nu reușește să convingă cu ghilimele de rigoare, vine aparatul de propagandă și, inversând bornele realității, creează și consolidează aceste realități mitice. Și al treilea este biciul. Deci iată, avem un sistem de măsuri opresive în interiorul căruia stă captiv cetățeanul Federației Ruse. Al doilea motiv este acela legat de faptul că cetățenii ruși nu au tradiția ieșirii în stradă, masive în stradă. Sigur că au fost anumite momente episodice în care la asasinarea unor lideri, în sfârșit Nemțov, sau la întemnițarea altor lideri, Navalnui, la moartea lui Navalnui, iată din nou, au existat unele tentative de protest. Dar rușii nu au această tradiție. Rușii, în principiu, au o pasivitate față de funcționarea sistemului, o pasivitate care, din momentul de față, aparține de gena lor istorică. Și al treilea motiv, rușii nu au încredere. Și în mod justificat nu au încredere că protestele stradale pot schimba ceva. De ce zic în mod justificat? Pentru că o schimbare de regim la Kremlin este imposibilă prin presiuni stradale, oricât de ridicat ar fi nivelul acestora. O schimbare de regim este posibilă exclusiv prin așa numite lovituri de palat, așa cum le demonstrează întreaga istoria Rusiei. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.